Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O consecință oarecum surprinzătoare a creșterii valorii recompensei pentru donatorii de sânge. La centrele de transfuzii din mai multe orașe s-au format cozi. Valoarea acestor tichete a crescut de la 67 la 280 de lei pentru o donare, de 7 ori 4 ori, o creștere de puțin mai mare de 4 ori. În consecință, de unde până acum se făceau apeluri și campanii publice pentru încurajarea donării, și știți foarte bine că și noi am susținut astfel de campanii de mai multe ori, acum aceste centre au o problemă diametral opusă. Trebuie să găsească metode de reducere a fluxului de donatori. La centrul din Sibiu, de pildă, numărul donatorilor a ajuns la 80 pe zi, o creștere de peste 60% față de ritmul obișnuit. Iar conducerea cere doritorilor să doneze regulat, și nu doar pentru că primesc mai mulți bani. La Ploiești, direcțiunea centrului a anunțat de asemenea că trebuie să restricționeze cumva activitatea, tot din cauza numărului mare de solicitanți. La telefon este directoarea centrului de transfuzii din Ploiești, doamna Georgeta Hanganu. Să rămână, doamnă, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Puteți să-mi spuneți cam care este schimbarea, câte solicitări aveți acum, comparativ cu anul trecut? Este și firesc. S-a anunțat pe toate posturile, pe toate canalele, încă de la sfârșitul anului, că se va mări de 4 ori valoarea cardului pentru cumpărarea de alimente, ceea ce a trezit interesul multor oameni. În acest context, se prezintă în fiecare zi mulți oameni care sunt fie la prima încercare de a dona, fie au mai donat. Din acest motiv, noi am luat niște măsuri de a restricționa cumva accesul la donare. Principiul nostru este că să avem sângele proaspăt și să avem sânge în concordanță perfectă cu cererea din spitale. Poate unii oameni pleacă de la noi nemulțumiți și frustrați, gândindu-se că nu i-am primit. Dar oamenii, toți oamenii care merg către centrele de donare, trebuie să înțeleagă că noi, împreună cu donatorii, muncim doar pentru pacient. Nu am inventat eu acum roata, ci roata inventată de mult, pentru că una dintre rezoluțiile Consiliului Europei spune că nu există dreptul donatorului de a dona, ci există dreptul pacientului de a avea componentul sanguin potrivit, la momentul potrivit și în cantitatea potrivită. Asta înseamnă că noi vom face un management corect al donatorilor care vin în centru de transfuzie pentru a avea un management corect al stocurilor. Dar stați puțin, explicați-mi ceva, stați așa, doamna Hangar, explicați-mi un lucru. Da. Nu puteți să luați toți donatorii care vin din motive administrative, nu aveți unde să depozitați sângele, nu e nevoie de el, care e rațiunea? Nu. Problema nu este administrativă, noi avem unde să-l depozităm. Dar o să explic așa cum spun tuturor donatorilor. Dacă am un frigider foarte bun, care îmi păstrează ciorba 2 săptămâni fără să se acrească, eu nu o să prefer să mănânc ciorba după 2 săptămâni, ci o să-mi placă doar în prima și a doua zi, maxim a treia zi. Cel mai bine, sângele se păstrează în sistemul circulator al donatorului și nu în punga de sânge. Pentru că din masa totală de sânge pe care o recoltăm la un donator, 450 de mililitre, noi preparăm componentele sanguine. Eritrocitele trăiesc 42 de zile, concentratul eritrocitar. Concentratul trombocitar, de care este cea mai mare nevoie în România, trăiește doar 5 zile. Plasma trăiește un an de zile. Asta n-ar fi o problemă. Dar problema este că spitalele solicită cel mai mult concentratul trombocitar, care are o viață scurtă, și concentratul eritrocitar, care de asemenea are o viață scurtă și care este cu atât mai eficient cu cât este mai proaspăt. Deci în momentul ăsta oferta e mai mare decât cererea, asta înțeleg. Exact, exact, exact. În consecință, noi trebuie să avem o alimentare ritmică cu sânge a centrului de transfuzie pentru a avea componente sanguine proaspete și suficiente, dar nu mai multe decât este nevoie în spitale. Asta face ca noi să restricționăm accesul. Ce principii am aplicat? Pentru că și asta e complicat. Poate toți oamenii consideră că ei trebuie să doneze înaintea altora.
În primele zile am restricționat donatorii noi. Donatorii care nu au mai donat niciodată și care acum s-au gândit să doneze, nu au fost primiți pentru a da dreptul celor care ne-au ajutat și atunci când era o valoare nesemnificativă a cardului de alimente și care au răspuns chemărilor noastre. Văzând că nici asta nu este suficient și că sunt mulți donatori, că sunt multe prezentări, am aplicat alt principiu pe care nu l-am gândit eu, ci l-am gândit împreună cu donatorii care au fost în zilele acestea pe sală. Eu în fiecare dimineață știu câte o conferință donatorilor. Da. Astăzi am făcut excepții că am venit pentru a vorbi cu dumneavoastră. Și anume, am ajuns la concluzia, împreună cu donatorii noștri, că ar fi bine să-i primim pe cei care au donat în ultimii 5 ani, care au fost donatorii fideli ai centrului, care au fost prietenii centrului, oamenii pe care noi i-am sunat și i-am chemat de acasă, pe care i-am chemat de la serviciu și pe care noi ne-am bazat activitatea. Dorim să ne menținem această masă de donatori fidelizați, pentru că ne gândim că la un anumit moment este posibil ca acest bon fie să nu mai reprezinte nimic pentru că inflația merge înainte, fie să se termine robinetul cu bani și noi trebuie să avem continuitatea activității și mai mult a lua acești donatori fidelizați care au donat în ultimii 5 ani, pentru noi reprezintă o mare predictibilitate a stocului de componente sanguine. Mie mi se pare adică fascinant, adică mi se pare fascinant că de unde până acum era așa o criză permanentă de sânge și produse din sânge, acum, adică am senzația că în curând o să se doneze pile. O să dea, nu? Nu are cum să se doneze pe pile, ci se donează pe, tot pe principiul ăsta, că cine ne-a ajutat înainte și care întrunește și acum condițiile, este bine primit și cu drag primit. Noi primim oricum cu drag pe toți. Dar nu vi se pare că, adică nu sunteți mulțumită că pare să se fi rezolvat problema crizei de sânge? Acum e deja prea mult. Deci, înainte când aveam puțini donatori, munca noastră era foarte mare în a face campanii și a face promovare. Acum, când avem mulți donatori, munca noastră este mare pentru a gestiona acești mulți donatori. Oricum ar fi, noi găsim soluții. Noi găsim soluții și trebuie să găsim soluțiile cele mai bune pentru a ne păstra donatorii fidelizați care ne-au ajutat și pentru a lăsa și pentru viitor o portiță când bonurile nu vor mai reprezenta nimic sau când nu vor exista. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. A fost în direct în deșteptarea directora Centrului de Transfuzii din Ploiești, Georgeta Hangan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.